Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, un episod în care o să testăm o grămadă de arcuri noi, mai exact, hai să văd, nu, le, nu vi le pot arăta așa că vor fi surpriză, în schimb le puteți citi aici în cartea Ovițianului, cam astea sunt arcurile, ați avut timp să le vedeți, am mai făcut un episod în care am testat aceste arcuri și am văzut că v-au plăcut foarte mult. Și am zis să vine și partea 2, bineînțeles, așa că iată partea 2. Nu uitați, dați un like în acestui episod să stângem 38,8 like-uri și haideți să începem să nu mai stăm să zămăvim. Și o să începem cu nu știu ce arc să începem. Bun, de fapt, stai că mai întâi după ce am craftat asta, trebuie să craftăm încă ceva ca să... da. Oare așa venea, mă? Da, mă, da, am făcut, da. Uite, mi l-a dat pe lângă. Hai uh, tu era aici gata craftat mă, am mai făcut eu unul, nu-i problemă Mă duc eu mai încoace Era prea mare în grâmă de ala acolo Bun Cu asta o să craftăm arcurile Și pentru asta o să avem nevoie de mai multe arcuri Săgeți avem acolo cât cuprinde Pam, pam, pam Și o să începem cu... Mamă, stați așa că trebuie să dau la tap două secunde Pam. O să începem cu arcul Lightning Bow Hai să vedem ce face acest arc Unde este? Sau să le luăm? Nu, nu le luăm pe rând, nu le luăm pe rând. Ok. Uh, Coz lightning to strike... Uh. Deci săgețile, ci că nu dau damage, practic nu-i damage de săgeată. În schimb vine mare trăsnet acolo unde pică săgeata. Ma, mai să vedem cum se craftează. Avem nevoie de redstone, stai un pic, două blocuri. Unde sunt? Aici. Uh, de mai multe de astea, mamă, dar se craftează un pic am dubios și de un nether star. N-am văzut așa ceva. Ok, am renunțat la ăla. Și facem așa. Eu am o listă aici cum se faca, Altfel n ar fi țin minte, vă dați seama. Si arată cam așa. Zici că e un arc Mama, e efectiv, e ca un arc înceantat. Poate e un pic mai mov, asa Hmm. E un arc enchantat, mama, dar abia știu să vă ce face. Ia vin un coace, mă, e un animal, ceva. Am auzit parcă o dar nu-i nicăieri. Uite, porcu! Mamă! Ok, deja cred că am un arc preferat pe episodul ăsta și nici n-am început bine. BUUU! Mă, credeți că nu știam chestia asta? Că un porc trăznit se transformă în așa ceva? O, 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 o de-asta găină nu mai ai, cum, nici nu se transformă. Ah, ok, încărniță? Nici măcar încărniță se evaporă de tot, aule. Nu cred că e prea tare uh, Nu Time set de mame, e nebunie, bă Ia să-i dau și la asta o bucată Bă, dar nu eu la prea mult damage Ia uite le, bă Ce rezistență sunt ăștia, ia să mai bag unul Mamă, dar cu asta e forță, bă Ok, deci n-am făcut gălăgie cam mare Time set night Ia, dacă dau sub mine, dar nu că pe creative. Game mode survival. Ok, doar îmi dă foc, nu prea îmi dă... Mamă, nu îmi dă damage deloc. A, deloc mi-o dat damage, doar mă omoră, ta tot, tot. Times, mamă, am traumatizat, Time set day. M-a traumatizat. Așa că trecem la următorul arc. Deci până în momentul de față deja am un preferat. Super forță arcul ăsta. Hm. Pe episodul anterior, preferatul meu a fost ăsta, care face așa ceva. Acum, practic, e o variantă mult mai hardcore a celui arc. <laughs> Bun, hai să trecem la arcul No Gravity. Și avem nevoie de Game Mode Creative. Uh, Phantom, cum se numea, uită uite de ăstea. 3 uh, membrane de Phantom, aruncăm ăstea, nu avem nevoie. Uh, și Feather din ăstea, 3 pene. Ia să vedem nu stiu ce face, Ar trebuie să citim imediat și ce face, bineînțeles. Hopa. Pam, pam. Arată albăstrel, asa. așa. Frumos, domne, frumos. Și hai să citim ce face. No Gravity sau ceva de genul, cum se numeam? Unde ești, frate? No Gravity Bow. Arrows travel with no arc. They will disappear after... ok. Ah, deci cred că merg săgețile la infinit în față. Și dispar după vreo 30 de secunde Dacă nu, dacă nu lovezi nimic Ia, să încercăm Da, uite, nu cade, se tot duce și se duce și se duce Băi, tare și ăsta, mă, am păstrat toate arcurile pe blană pentru episodul ăsta, mă ia, uite ce se duce nebunatica Dar stai cu ajungă, mai rapid Ia uite-o Cum se duce ea, mă, fără gravitație, mă Ok, Începe să dispare, uite că o tot mai mult efectul ăla. Ia. Se evaporă și pică sau ce se întâmplă? S-a evaporat! Bă, cât de tare, bă. Nu mai știu pe unde am venit. Ok. Am reușit să mă pierd. Cred că pe acolo. Nu pot să cred că am reușit să mă pierd. Bine, pot să-mi dau kill. În... Uite, mă, acolo, acolo. Mă, dar asta chiar e tare, jur. Uite, pot să uvesc orice. Unde am țint, acolo se duce. Ce tare. Hm. Deci până acum primele două ambele m-au impresionat foarte mult. Ia, du-te până acolo în muntele ăla. Hm. Tot respectul pentru arcul ăsta, dar o să-l punem înapoi în inventar. Ca să trecem la următorul, care este uh, Rainbow. Hm. Pentru asta o să am nevoie de niște chestii mai speciale. Hm. Și cred că o să-l las de fapt pentru episodul viitor. Nu vă zic ce, decât vă arăt, uite aici. Decât, auzi că decât. Vă arăt doar aici chestia asta. More di Diamonds. Și atât am de zis. O să vedeți într-un episod următor ce se întâmplă pe acolo. Bineînțeles asta în cazul în care nu sunteți deja pe Trovo pe live și vedeți totul în premieră. Pentru că suntem live zilnic de la ora 3 pe Trovo Line. vă aștept și pe voi. Și trecem la următorul. Mă, hai la Quartz Bow. Și avem nevoie de Quartz. Nu știu ce face Sinchea, vă zic. trei bucăți de astea. Un arc și cred că trei... 3... Nu, de astea, mă, de la... Block of Quartz. Cred că de astea. Nu știu, că nu scrie, mergem și noi la gici. Uite așa. Hai de mult bă mă, mă bate, ok, un arc alb. De coarți, bineînțeles. Chiar îți da așa senzația că ar fi de coarți sau de os, nu știu ce să zic. Uh, și ce face? N-am nici cea mai vagă idee. Does high damage in the Nether, but very little in the overworld. Ok. Pă, hai să mergem în Nether! Stai, scris nether, tower, obsidian. Și flint. Bineînțeles, subsidia nu-mi trebuie doar o bucată. Mă obișnuit cu celălalt Minecraft. Și să vedem că în cât damage dă în nether. E lăudat, mă, de ce stai arc de nether, mă. Hmm, parca parcă am zis pe episodul trecut că o să las pe episodul ăsta. Și a venit momentul. Hai să mergem în nether. Cam cât de mici dai tu, mai arcule? Ai serios că m-a spawnat undeva unde nu-i nimic? Serios? Haide, bă, un monstru, ceva. Opa, Ia Ok, și -o luat una bucată Două bucată <laughs> Deci una bucată, două bucată Și dacă trag un arc normal, tot așa, la maxim Una, două Trei A, deci nu dă foarte mult de mici, nu e incredibil Dar e un arc mult mai bun Și mai satisfăcător când lovești ținta <laughs> Ok, deci nu e wow Nu e atât de impresionant, dar este bine. E bun și ăsta decât nimic. Și mergem la următorul. Mamă, ce am făcut aici, câte moduri am testat pe lumea asta, numai eu știu. Următorul fiind Random Bow. Hai să vedem, mamă, sunt foarte curios de asta ce va face. Problema este că, stai să aruncăm astea, avem nevoie de poțiuni, potion, și nu prea am idee despre ce poțiuni este vorba, sincer. Am văzut că e una mov, deci Probabil una din asta. Ia stai mai mamă, stai că mai Ba nu, nu mai e days later. Și după încă vreo 10 minute de chinuială am reușit să găsim marcul cu ajutorul lui Bruni. Aici avem marcul fraților. Se crafta din Potion of Harming, Instant Damage, Instant Health, Poison și Regeneration, doar că la toate trebuia să scrie 2. Gen Instant Damage 2, Poison 2, și am reușit să-l nimerim într-un final. Abia aștept să văd ce face arcul. El arată frumos așa. Aș putea zice că e cel mai frumos arc. Uite ce colorat e nebunaticul. Nebunaticule, unde te-ai colorat așa? Ok, și doar cu Bă, astea, cred că sunt efectele negative. Da, uite și astea sunt bune. Deci ce Bă, uite toate culorile. What? Eu am folosit numai patru de ele, dar aparent cred că există toate efectele posibile. Păi nu dau eu game mode survival și văd ce efect îmi dă. A, mie nu-mi dă, ma. numai... A, deci numai dacă lovesc... Păi, stai, nu pot face așa? Să mă lovesc singur? Ah, aproape, da. Nu văd din cauza de la nebunia asta. Bă, nu vă vreau să mă lovesc singur. Nu pot, nu, nu sunt stare să mă lovesc singur. Trebuia doar să stau pe loc, mai. <laughs> ok, deci mi-o dat mare poison de data asta. Ok, poison 2. Mă spar pur și simplu. Ia păi, să mai mi dau a, ăla, ce mi au dat? A, nu mi-a dat nimic, adică nu știu ce mi o dat, dar mă omoră damage-ul. Bravo, vițiene. Mai dau una. What? A, am tras cu altar cu brunii. <laughs> am tras cu arcul greșit. Aolo. Uite, asta mi au dat regeneration. Bine, e destul de fain arcul asta. Ia, pot să dau la un porc sau la ceva un efect de ăsta, mă? Uite acolo, porci. Game mode creative. Ia vină un a porcule care ești tu. Ce i-am dat mul Nu știu ce i-am dat. Ok, eu că am murit. Ideea e că da și damage-ul lui pe care îl dă normal. Ok. Uite un lupișor. Ok. I-am dat mare poison la lupișor. Ce moare? Moare, moare și eu, sunt curios. Nu cred că moare. Încă vă că scoate. Zici că e bolnav. De fapt, chiar e bolnav. Uh -huh. Ok, deci nu, nu am murit. Asta e viața, l-am murit eu. Cat să fa n-ai cât să fă, Mergem înapoi la astea. Și îl punem pe listă. Bun. Hai să continuăm nebunia. Am făcut poza atât de mare de nu mai văd nimic. Bun, Bruni, care este următorul arc? Mama, că nu mai văd nimic, bă, dacă mă credeți. Uite așa. Bun. Două secunde că am înnebunit aici până am craftat arcul ăla. Efectiv am înnebunit. Bun, ce mai avem? Ok, trebuie să dau un pic mai jos. Și <coughs> avem slime bow, adică arcul de slime. Și avem nevoie de... Ok, de nu am... Să nu mai aud de poțiun că am nebunit. De slime, trei bucăți de astea și trei bucăți de astea. Ia să vedem cum va arăta. Uite așa și așa, așa. Să vedem și ce face, că n-am idee. Bounces the target into the air. Ia să Air. Air. La <coughs> Launches hits, hit mobs into the air. Does little base damage, but can cause a fair amount of fall damage. Noi să vedem, l-am făcut. Am nevoie de un animal loot. Ce voi tot vă cuța? Deci îl fac să... Știi că nici nu prea înțeleg ce face. Ok, o mor dintr-un hip. Bravo, vețene. Aoleu, ce i-au făcut! Bă! aia mă mă cu tusea. Ia, stai să dăm într-un de -asta. O, la nu merge. Băi, uite că am descoperit o chestie. Hmm, interesant. De -a arătat arată ca un argus de slime. Hmm, nimic neașteptat. Mamă, dar e foarte tare ăsta. Super amuzant să te joci cu el așa. Da, un oaie. Trebuie să nu o încarc foarte tare că o mor oaia. Ia uite-o! Și moare oricine dintr-un hit, mă. Apoi asta oricum o omor dintr-un hit, cred că. Da. <laughs> foarte tare, e super distractiv arcul asta Să trolez pe cineva pe multiplayer, mamă, cum ar fi. Aș vrea eu. Ok, bow. Mama dar scriu bine dacă e. Una, două bucăți. Și hai să vedem, Wither Bow, ce face acest Wither Bow, Bruni? Am nevoie de coal. trei bucăți și celălalt lucru ce este? Cred că tot coal e Block of coal sau e cap de Wither? Nu cred că e Cup. Deci, iară ne con. cum se zice mă? Com ne două. confruntăm. Bun, <laughs> nici da. la Bruni nu-i dă. doi, trei, pam, pam. Nu, deci, deci a scapete unii. de Wither. Wither, uite așa erau, bun. Mamă, achievement direct. Da, e negru pe negru, nu mai vezi nimic. Ia, cum ar... bă, îmi place cum arată așa negru, bă. Zici că e Arc de Netherite. Ia uite, avem Arc de Netherite, barosanilor. Care face ce? Hai să vedem. Uh, Emerald, mama, abia una la Emerald. There's a bit of extra wither damage. A, ah, deci dăm puțin damage, mai mult cu el. Puțin mai mult damage, mai pe românește. Dar eu nu prea știu românește. Grele româna. Uite oaie, deci practic dai efectul ăla pe care ți-l dă Wither, mă. E bunicel, dai mult damage cu el și arată bine. Poți să-l bag liniștit în top, nimeresc vaca aia. Hai cam am dacă e. Nu o vrea, mă. Și, și uite cum face cu negru, bă. Frumos, domne, frumos. Ia, moare. O muri, bă. Ok, deci chiar demi mici destul de blană. Nu o să trag în albina aia, știu că asta vreți. să <laughs> mă albinuța în pace. Okay. Dar până acum a meu, chiar dacă a fost foarte tare, tot primul rămâne, mă. Da, tot primul rămâne cel mai blană. Ok, nu mai știu ce am testat, ce n-am testat. Am testat TNT bow, nu am testat, mamă. Ok, deci avem nevoie de TNT-uri, 3 bucăți. Și gunpowder, 3 bucăți. Cred că deja știu ce o să fac asta, mai, Cred că știe toată lumea, de fapt și facem pam 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 TNT bau, bau Bau, bau, sunt bau, bau ce fac acolo mă? Uh, pe carte trebuia citesc Small explosion ok deci doar B -b small portal. explosion ia auzi Dai bravo Mamă, am dat bucata la portal ui uite că pot să spar chestii cu ăsta uite apare un apare un creeper acolo vezi cum i făcut nu cred că ar trebui să se vadă creeper-ul acolo. Mă, e tare rău ăsta, jur. Vă să dau într-un mob. Stai să nu spawnăm aici niște... niște... Păi, până când? Ia. MAMĂ, CE EXPLOZIE! Bine, îmi place super mult arcul ăsta, bă. Aș putea spune că îl bag pe primul loc alături de celălalt. De arătat arată super interesant deci că e de jucărie. Arc de jucărie care de fapt e cel mai puternic. Merge treaba. Ce mai avem Bruni pe listă? Mai avem Sniper Bow. Mamă ce face asta? N-am nici cea mai vagă idee ce poate să facă. Și avem nevoie de 3 bucăți de iron. Și de 3 de stele. Ce va face? Aceasta este întrebarea întrebătoare. Nu mai am arc. Am făcut roșii de arc. Îl punem în mijloc. Punem ăstea așa. Ăsta arată interesant, așa argintiu, frumos. Ia. Yeah. Hm, zici că e de cobalt, dacă te gândești un pic mai bine, dar sau zici că e de iron. Chiar arată art de iron, dar n-am nici cea mai vagă idee ce face. Ia să vedem în cartea ovițianului. Sniper bow. This is a little base damage which increases as well arrows fly further. Ok, deci dai damage cu, tot mai mare în funcție dacă... Nu, știu să-mi exprim. Stai că stau rolul la exprimare. Ok, mai avem doar la de emerald, bă, l-am lăsat ultimul, mamă. Deci cu cât țintea mai depărtată, cu atât dai mai mult damage, asta am vrut să zic. Avem un porc acolo. Ia, dacă i dau bucată față în față. nu am murit, ok. Hai să ne spawnăm un porc. Se dăm bucata. De aici, de pe portal. Bă, l-am pălit, nu știu, cred că l-am pălit, dar tot nu am murit, mă. Ha, nu știu cum putem testa chestia asta, că nu am țintat atât de bună, din păcate. Hai să vedem o lomor de aici. Oho, easy peasy. Easy win. Deci, practic, cu cât tragi mai departe, cu atât dai mai mult damage. Destul de complicat ăsta e pentru pro player, nici de cum pentru mine, așa că o să-mi iau puțin mâna de pe el. L-am și pierdut. Ok. Și ar mai fi unul. Oh, uite-l aici. Ultimul este blocul ăsta, arcul de emerald. Bun, hai să vedem. Ne avem nevoie de emeralde. Una, două, trei. Una, două, trei. Bineînțeles, arcul. Și bine, v-am zis că mai e unul, dar o să-l lăsăm pentru episodul următor, că vreau să fac eu o chestie interesantă. Pam! avem un arc verde. Băi, frumos. Ia să vedem la aspect. Deci să spuneți și voi acolo în comentarii care e preferatul vostru la aspect și care e preferatul vostru pe total. Mă, la aspect să știi că nu e rău. Hmm. E de rog rău nebunatic, aș putea să-l pun acolo pe locul 1. Dar cred că pe locul 1 totuși e random, bui, ca un curcubeu. Da, e pe locul 2. Nu știu ce face, hai să vedem. Uh, quartz Emerald. Deals massive damage to riders. Serios, atât de inutil e ăsta, bă? Adică oare dacă spawnez un pillager din ăsta? Ia. Yeah. Uh. Trebuie să iau un arc normal să văd de damage dă. Încărca la maxim. Nu o mori, ok. Și cu asta încărca la maxim. Hm, e da bucata. Două bucăți. Ok. Mă, nu e prea, nu prea face nimic interesant. Sincer, mă așteptam să facă chestii mult mai tari. Cam sărăchie, aș putea zice. Foarte păcat de ăsta. Nu mai știu, parcă pickaxe de emerald era super tare. Da, parcă pickaxe-ul. În schimb, arcul mă cam dezamăgit, bă. Sper că am înțeles eu bine ce face, dar e un pic dezamăgitor. În fine, cam acestea au fost toate arcurile. Vedeți că mai urmează aici un episod foarte interesant. Sper să fiți pe fază. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Și noi ne reauzim data aviatoare. Pa, pa!